Și azi a avut loc continuarea ședinței ridicate și ceea ce privește contestarea dosarului penal, sau mai bine zis ordonanței de încetare a procesului penal intentat împotriva lui Ghema Gorbunțov privind tentativa de omor asupra lui Renato Osată. Deci în ședința de judecată, apărătorii astăzi au adus probe privind faptul că procurorii au efectuat o anchetă neeficientă și neobiectivă, dat fiind faptul că marturii principali, cum ar fi Ghema Gorbunțov, Volneanski și alți marturi, au confirmat faptul pregătirii tentativii de omor și primirea banilor de către stratulat de la Ghema Gorbunțov. Deci am prezentat probe cu privire la faptul că organul de urmăriri penală și procuratura PC Cox a avut careva interese în ceea ce ține de neefectuarea obiective a urmăririi penale în cauza penală dată, dat fiind faptul că, deși procuratura a remis în adresa Federației Rusiei comisie rogatorie privind interogarea pe atunci a unui martor, sau mai bine zis a șefii băncii, care din spusele lui Renato Osatu și alți martori a transmis suma de bani lui Ghema Gorbunțov, iar acesta, la întrebare pentru ce îți trebuiește bani, a confirmat că e Duna Vainus Osată. Deci și alte circunstanțe, alte probe care confirmă că totuși tentativa de omor a avut loc. Deci pe lângă aceste probe prezentate și cercetate în cadrul ședinței de judecată, apărarea a înaintat trei demersuri, ceea ce ține de prezentarea materialelor pe deplin în instanța de judecată, dat fiind faptul că inițial, atunci când părțile au fost înștiințate despre finisarea urmăririi penale, nouă ni s-a pus la dispoziție două volume. Astăzi, în ședința de judecată și în ședințele judecate precedente, deci procurorul a prezentat doar un singur volum, motivând că alte materiale de dosarul nu există. Noi am solicitat ca procuratura Buiucani și procuratura generală, atunci când a anulat ordonanța de suspendare urmăririi penale și a remis cauzele spre procuratura PC Cox, și în informație se stipulează că se remit două volume. Deci, prin urmare, instanța de judecată a găsit de cuvință că aceste demersuri sunt neîntemeiate. Noi am solicitat termen pentru prezentarea probelor noi, dat fiind faptul că vom încerca să găsim alte posibilități legale pentru a demonstra în instanța de judecată că totuși o parte din materialele dosarelor au fost scoase din dosarul penal și se încearcă a aduce în eroare atât apărătorii cât și instanța de judecată. Cauza penală a fost amânată după revenirea procurorului Lilian Băcălând din concediu pe data de 9 februarie 2018.